Hristos, Dumnezeu și Preacurata Maică, Dumnezeu să vă răspătească tuturor după credința și râvna dumneavoastră. Mulțumim Preacucenicul Părinte Protopop Dorian pentru cuvântul de învățătură rostit nouă tuturor. Părintele Protopop este Protopop de Bălți, unde stăpânul este Vladica Antonie, care l-am văzut deseori la hramul și la noi la Domnul Crucii și la Sfintele Maslui. Biserica noastră din Basarabia, care este sub Patriarhia Română. Mulțumim, Preacucenicii Părinte, pentru cuvântul rostit de învățătură. Intrăm în cele trei săptămâni pregătitoare pentru intrarea în postul mare. Mă refer la săptămâna viitoare, săptămână cu harți, unde clar arată în calendar acolo și miercurea și vinerea de zegare la bucate de dulce. Apoi, săptămâna normală, merg cu vinere proști celelalte, cum știți, sărânduiala. Și ultima săptămână, săptămâna albă, cu lăptate și pește. Am vrut să vă reamintesc, deoarece frăția vă știți bine, sunteți creștini buni, dar nu este rău să reamintim. Din păcate, cu toți ne regăsim în pilda de astăzi. Să cântărim lucrurile din viața noastră, starea noastră sufletească, duhovnicească, în care parte se află? În partea vameșului sau fariseului? Putem să ne supărăm o nu? Cam în partea fariseului. Cu toții avem nevoie de multă smerenie și credință. Smerenia deseori înalță pe om. Ați văzut că un om care nu are smerenie în societate, ori la locul de muncă, oriunde ar fi, nu are loc. Nu este plăcut de ceilalți și nu este bine văzut. Așa că să ne dea Dumnezeu smerenia vameșului. Deseori și noi înșine să ne recunoaștem păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, sau să le mărturisim cum se cuvine, sau să ne căim îndeajuns cu lacrimi, cu căință, cu părere de rău că am greșit și ne pare rău. Mustrarea de conștiință vine la un om bun, cu suflet curat, temător de Dumnezeu. Când nu ne mustră conștiința când am căzut în păcat, după păcatul săvârșit, înseamnă că Satana și-a făcut prezența și nu este lucru bun. Vrăjmașul se tulbură atunci când credinciosul este în casa lui Dumnezeu la cină, la Sfânta Liturghie, când își face pravila și canonul, când este spovedit curat, când este împărtășit, când este împăcat cu semenii și cu Dumnezeu. Atunci răcnește și se tulbură diavolul, că vedeți că când nu te rogi, auzim pe foarte mulți credincioși, dar să nu spun credincioși buni, mai puțin credincioși care au acest cuvânt. Că doar eu nu mă rog ca cel de lângă mine sau vecinul sau ruda aia mea, pocăita aia credincioasă aia care e mare sfântă. Și vedeți că tot am spor, am de toate. E bine, v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Când cauți mântuirea cu adevărat, ați văzut cât de greu, cu nevoie este de urcat. Cu câte încercări, ori de câte ori ai căzut să te ridici. Am luat o pildă vie din viața mea de călugăr, fiind monah de mănăstirea Putna, stăteam în chilie cu un părinte cu viață duhovnicească, unde a murit, l-am găsit citind psaltirea, în picioare la măsuța unde se ruga. Toate rândunierile veneau la geamul mansardei, și mânca de mânuța lui. Atâta viață curată avea în el și la 90 de ani slujea vecernia. Și când părintele stare, Dumnezeu să ierte Achinte, îi spunea, ești prea în vârstă, părinte, mai stai la chiliuță, el plângea. Îi curgea lacrimi așa, să mai mă lăsați să mai slujesc. Atât de răbnitor era. Ce am învățat eu ca monah la el, stând în cameră, în chiliuță, la el,
Al frate tot spunea, v-am mai spus eu, părinte, am căzut cu cuvântul, cu lucrul, cu știința și celelalte păcate. Dar el tot făcea, parcă-l aud și-l văd. Ai căzut? Ridică-te! Ce este o mamă? Măicuța scumpă, nu ia toate durerile. Ca și mama noastră trupească. Te doare ceva, pune mânuța pe capul tău, pe fruntea ta. El să mai trebuie niște leacuri. Că o ai, unde tine. Dar mama adevărată, cum spune-o la mamă, este îngerul casă. Apoi ce nu face o mamă pentru puișorul ei? Cred că n-ar mânca decât o dată în zi sau deloc să-l vadă copilul hrănit, încălțit, îmbrăcat cum trebuie, la locul lui, la casa lui, la familia lui. Poți să ai toate comorile pământului, ca părinte, mamă, tată. Dacă știi că ai un fiu care este în suferință, nimic nu-ți mai trebuie. Nimic nu-ți mai trebuie. Doar gândul ți este, dacă ți este într-adevăr la Dumnezeu, ce poți să faci? Cum să strigi la Dumnezeu să-ți vezi copilul, fiica sănătoasă? Mă uit la dumneavoastră, pe majoritatea vă știu de ani de zile, de peste 34 de ani și vă văd tot în fața altarului. Cât de plăcut lucru este în fața lui Dumnezeu când vezi o mamă, un tată, cu pruncușorii de mână în fața Sfântului Altar, împărtășindu-i. Câtă binecuvântare, cât har de vin coboară asupra familiei, casei acelea, unde soși și soție, pruncușorii, de mic copilaș le duce la biserică. Așa aveți copiii și veți vedea până îmbătrâniți starea lor frumoasă. Am găsit copii tineri care se plâng că noi sunt lăsați să țină post, să se roage. Dar de cine credeți dumneavoastră? De către părinți. Dar și aici face poftă, călugă, tot așa auzim deseori. Sunt prunci care învață copiii, când fac religie la școală, și sunt părinți care, dacă întrebe un copil, știi, tatăl nostru, nu știu. Dar cum mama, dar nu că nici mama nu mă pune să mă rog. Să-L cunosc pe Dumnezeu, nu știu. E cu tremuri. E cu tremuri. Dar de ce să ne mirăm? Când trebuie pe cineva din popor, dacă știe crezul. În 500, dacă știu, 20, iertați-mă, Psalmul 50, cât de bun e Dumnezeu cu noi. Cât de bun este și răbdător cu noi. Câte șanse ne oferă Dumnezeu, nu putem ști noi. Ce, dacă Dumnezeu s-ar fi luat după păcatele noastre până astăzi, am mai existat astăzi la liturghie aici? Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este iertare. Important este să ne recunoaștem cu căință trecutul. Niciodată nu-i târziu. Cu mare mânghiere în suflet vă spun că sunt și acum astăzi în biserică care nu sunt spovediți de la cununie. Deci vă rog cu mâine împreunate, fiți uniți ca sor și soție, mâncați o bucățică de mămărică sau pâine și aveți o ceapă dacă nu aveți într-o zi, dar nu vă spuneți necazul din viața dumneavoastră, din familia dumneavoastră. Că nu o să găsesc nimeni care o să spună, pe moment o să vă spună, vai nimeni, dar dacă jumă aici. Pe în spate deja știi tot satul. Vă dau o pildă de fiecare dată. Văd foarte mulți tineri la Sfânta Liturghie, biserici și mănăstiri. Văd foarte mulți părinți evlavioși cu copilași, cum am spus de mână, în biserică, la liturghie. Ori eu îi mulțumesc prea curate, Maică Dumnezeu, că am fost format de bunicuța mea. A fost ani de zile văduvă. Și mama fiind necăjită cu mulți copii, bunicuța mea mă punea în genunchi. Ești roagă, ai nevoie de măicuța Domnului. Metanie, citește paraclisul, citește rugăciunea dimineții. Așa mi-a băgat o frică de Dumnezeu în mine, încât ea, Dumnezeu să o odihnească, a murit cu Scriptura deschisă pe piept. Și dacă cineva vorbea de Dumnezeu, nu știu dacă o să mă credeți,
nu îi se uscau ochii, atât de tare plângea. Ori lacrimile acestea nu poți să le aibă oricine, este un dar de la Dumnezeu. Rog pe măicuța Domnului, scumpa noastră mamă, să vă ocrotească la tot pasul și să vă acopere cu Sfântul Său omofor. Când o să vă simțiți neajuturați și greu încercați, că asta e viața noastră. Să vă alegeți ca prieten pe Hristos și Duhomnic cu dumneavoastră. Dar mă bucur că totuși vă văd în biserică. Pericolul grav este pentru cel care nu-L cunoaște, pentru cel care nu-L caută pe Dumnezeu.